Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a fost sărbătorit ieri la seminarul teologic ortodox de la Mănăstirea Neamț. Sfânta liturghie a fost oficiată în fața bisericii, ce poartă hramul Sfântului, de către înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu preasfințitul părinte Nichifor Botoșaneanul și preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul. După citirea Evangheliei, cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul părinte Casian. În inimă trebuie să-l primim pe vindecătorul de neliniște de noastre, care nu poate fi decât Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos, până la măsurile sfinților care și-au curățit inima de patima urii violente prin iubirea exagerată de sine. Toate patimile se nasc din iubirea pătimașă de sine, exclusivistă toate dispar prin chemarea aproape lui, prin care vine Mântuitorul Isus Hristos. Deci în inima rugătoare suntem trei, plugarii, sfinții rugători, Domnul Hristos liniștitorul și păcătosul rugătorul. Așa spunem, Doamne, Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul punând de acord viața noastră de pocăință cu învățăturile Sfinților Părinți ca modele, chiar în mijlocul orașului, în zgomot putem obține liniștea din inimă și devenim încăpători de oameni. Inima se dilată și fericirea ei constă în invitarea tuturor semenilor noștri, mai bolnavi ca noi, mai triști decât noi, mai sărași decât noi mai izolați decât noi. Cu cât inima e mai rugătoare și îl chemăm pe Domnul, cu atâta suntem mai încăpători pentru a ne ruga pentru aproapele, pentru toți frații și surorile, de aici și de pretutindeni. La finalul Sfintei Liturghii a fost oferită distincția Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei, profesorului de arte vizuale Dan Țândrea, de la Seminarul Teologic de la Nemț. În biserica seminarului sunt păstrate o parte din Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Iacob. Cinstirea Sfântului Josevit este prima din triada de sărbători nemțene care continuă cu schimbarea la față și Sfânta Teodora de la Sihla.